Bună dimineața, București! Cu Alex și Andreea. Păi da, bună dimineața, bună să vă fie inima și bună să vă fie săptămâna. N-am spus-o eu, au spus-o specialiștii, specialistul mai ales. Acest virus lovește acolo unde ne doare cel mai tare, în relațiile noastre de atașament, în nevoia de contact uman. Problemele uneori ar trebui să ne apropie, dar de cele mai multe ori ne îndepărtează, fie de realitate, fie de semenii noștri. Tocmai de aceea am spus să lămurim cât de cât subiectul, pentru că na, timpul este limitat oarecum, dar... invitatul nostru de astăzi știe despre ce să pună, cum să pună problema și despre ce să vorbească, în așa fel încât, după ce am terminat ședința cu Gașpar Gheorghi, să ne simțim mai liniștiți și mai feriți de rele. Îl știți, a mai fost invitat în matinal, psiholog clinician, psihoterapeut relațional, cofondator al conceptului Pagina de Psihologie.ro și președintele Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie. Bună dimineața, Gașpar Gheorghi! Bună dimineața! Bine, bine te-am regăsit aici în matinal, mă bucur nespus, atât eu cât și Andreea, cât și ascultătorii noștri, să te avem chiar la început de săptămână. În primul rând, întrebarea aceea stupidă, banală, ar spune unii, dar atât de firească și de naturală în perioada de pandemie. Ce mai faci? Cum ești? E o întrebare pe care mi-o adresez și eu în fiecare dimineață înainte de a mă ridica din pat, pentru că chiar dacă au trecut atât de multe luni de când ne confruntăm cu această pandemie, încă mai am uneori senzația că e doar un vis urât și aștept să mă trezesc din el și momentul în care fac ochii mari să mă bucur din nou de libertate. Doar că evident că după câteva fracțiuni de secunde îmi dau seama că nu e un vis urât, ci e o realitate pe care e important să o acceptăm și mai mult decât atât să învățăm să trăim cu ea în așa fel încât să ne protejăm. Deci foarte pe scurt, la fel ca majoritatea oamenilor de pe această planetă, încerc să mă adaptez acestei situații care e extrem de complicată și în măsura în care se poate să cauzez cât mai puțin rău celor din jur. Da, e o situație complicată pentru toată lumea, dar avem nevoie de ajutorul tău. Scoate-ne din acest impas, Gașpar. Uneori chiar e nevoie să apelăm și la specialiști. Nu ne descurcăm, nu avem poate răbdarea necesară sau curajul să spunem lucrurilor pe nume, din păcate. Iar acest lucru, nu știu dacă e o trăsătură de caracter a poporului român sau pur și simplu vremurile acestea ne-au determinat să fim mai închiși și să evităm anumite subiecte. Drept pentru care s-au născut și variantele, soluțiile pe care voi specialiștii le propuneți. Și am sunat pe Andreea să-ți adreseze următoarea întrebare, Gașpar, și să trecem practic la subiectul acestei dimineți. Avem două evenimente, două momente importante, Epic Talk, The Podcast și Brave Talk. Ambele abordează subiecte pe care uneori am preferat să nu le purtăm, din păcate, ba că nu avem curaj, ba pur și simplu avem această tendință de a fi noi cei mai puternici, să fim curajoși și nimic nu ne afectează. Dacă ar fi un subiect care... nu știu, afectează cel mai mult românii, nu știu, o trăsătură de caracter a poporului nostru, care ar fi acela? Cred că e vorba de o lipsă de relaționare cu propriile emoții și sentimente. Din păcate, nivelul nostru de inteligență emoțională este extrem de scăzut. Asta face ca și nivelul de inteligență relațională să fie foarte scăzut. Și cred că de cele mai multe ori ajungem la o serie de conflicte interpersonale, la o serie de tulburări de sănătate mentală, pentru că nu știm cum anume să ne acceptăm emoțiile. Iar în această perioadă extrem de complicată și de dificilă, suntem un mușuroi de emoții, în special de emoții dificile, de emoții complicate, de emoții negative. Și pentru că nu avem această deprindere de a ne observa emoțiile, de a le exprima, de a le pune în cuvinte în prezența unor persoane de încredere, ele ajung să determine o serie de comportamente mai puțin sănătoase. Și nu întâmplător în această perioadă, de când cu pandemia, rata tulburărilor de consum de diferite feluri a crescut foarte mult.
indiferent că ne referim la comportament alimentar, că ne referim la consum de diferite substanțe, alcool, medicație, droguri și așa mai departe. Pentru că ce facem atunci când fugim de emoțiile noastre? Încercăm să le stingem, încercăm să le amorțim cu fel și fel de acțiuni și de comportamente. Și atunci, din păcate, asta ne costă. Deci cred că una dintre trăsăturile noastre negative este exact aceea, că nu avem această deprindere și abilitate de a exprima ce se întâmplă în universul nostru interior. Da, ne deranjează atunci când lucrurile nu ne asigură confortul căutat de noi românii, și nu mă refer la confortul de pe canapea, ci confortul nostru de zi cu zi. Dacă este un subiect care ne scoate din bula noastră sau e citit în altă cheie decât cea cu care suntem noi obișnuiți, ne ferim, ne procedăm precum struțul, avem nevoie practic de Brave Talk, îl recomandați? Absolut, sigur. Brave Talk e un program, un proiect psihoeducațional în care ne propunem să vorbim despre educația și sănătatea sexuală dintr-o perspectivă ușor diferită. Și cred că în România secolului 21, în 2020, chiar dacă ne confruntăm cu această pandemie, este foarte, foarte important să le oferim copiilor noștri o educație corespunzătoare, și nu cred că mai putem evita acest subiect. De aceea, în această toamnă, noi la pagina de psihologie ne-am propus să demarăm acest proiect în care invităm specialiști în sănătate relațională și persoane publice să îndrăznească să vorbească despre un subiect care e atât de important și totuși atât de sensibil, pentru că sunt foarte multe mituri. Pentru că, apropo de emoții, atunci când vine vorba de educație și sănătate sexuală, principala emoție pe care noi românii o trăim este de frică și de rușine. Frica de a nu greși, rușinea de a nu ne face de râs, de a nu fi arătați cu degetul, și din păcate cei care suportă consecințele acestor emoții pe care nu știm cum să le gestionăm sunt copiii și adolescenții. Nu întâmplător în România, la nivel european, este rata cea mai mare în ceea ce privește mamele minore. Nu întâmplător în România, rata abuzului sexual este atât de crescut. Nu întâmplător în România, sunt atât de multe femei care nu își permit să se bucure cu adevărat de sinele lor sexual, pentru că sunt foarte multe mituri, foarte multe neadevăruri, și pentru că nu îndrăznim să exprimăm ceea ce ne doare, ceea ce ne deranjează, și atunci rămânem acolo undeva încorsetați în gândurile noastre negative, în mintea noastră, în credințele noastre limitative. Deci da, cred că avem nevoie de Brave Talk, avem nevoie să deschidem această conversație într-o manieră civilizată, într-o manieră educată, în care să nu avem impresia că ne vom transforma în niște perverși, în niște oameni lipsiți de bun simț, pentru că despre sexualitate se poate vorbi extrem de elegant și de diplomat. Și cum facem totuși să depășim această rușine și această frică de a fi arătați cu degetul? Pentru că vorbeam de educație sexuală în școli. Din câte am observat eu, părinții au fost cei mai reticenți atunci când vine vorba de educația sexuală în școli. Desigur, au fost și o parte din profesori, dar ne raportăm acum la părinți. Cum reușim să convingem părinții că educația sexuală este necesară și nu este deloc un subiect rușinos? Cred că înainte de toate e foarte important ca părinții să înțeleagă ce înseamnă educație sexuală. Eu, în calitate de psiholog, atunci când interacționez cu părinții din diferite contexte și întreb ce înseamnă pentru ei educație sexuală, majoritatea îmi vorbesc de sex și comportamente sexuale. Și asta ne arată exact faptul că ei nu au suficient de multe informații despre ce presupune acest termen de educație sexuală. Din punct de vedere psihologic, din punct de vedere științific, educația sexuală se referă la o serie de informații pe care le primește copilul despre corpul uman, despre cum se dezvoltă, despre igienă, despre relații, despre familie, despre iubire, despre viață la modul general. Deci este foarte important ca în mintea părinților cumva să producem această schimbare în care ei să-și flexibilizeze un pic definiția asupra conceptului de educație sexuală și să mai înțeleagă un lucru foarte, foarte important. Nimic și nimeni nu-i poate proteja pe copiii noștri de abuzuri atunci când vine vorba de comportamente sexuale mai bine decât o face informația. Un copil care e informat de către părinți cu o serie de informații minimale, nu e nevoie la o vârstă foarte mică de foarte multe informații, însă e nevoie ca acest copil să știe că poate aborda împreună cu părinții săi, cu adulții responsabili din viața sa, aceste subiecte, mai ales atunci când ar putea să existe un risc, indiferent că ne referim la un risc reprezentat de un context educațional sau un risc reprezentat de ceva ce se întâmplă acasă. Pentru că, apropo de
agresorii din perspectiva sexualității. Cele mai multe violențe sexuale se produc în interacțiunea cu o persoană cunoscută, nu neapărat cu oamenii necunoscuți de pe stradă. Deci dacă părinții ar înțelege la ce ne referim atunci când spunem educație sexuală și ar vedea utilitatea, nu ar mai trăi cu această panică reprezentată de faptul că dacă îi vorbești copilului despre corpul său, despre cum să pună limite, despre cum să pună nu, să spună nu, părinții au impresia că asta le strânește copilor educația, dorința sexuală, pardon, nici vorbă. Studiile făcute la nivel internațional ne arată foarte clar că cei copii care beneficiază de educație sexuală reușesc să-și înceapă viața sexuală mult mai târziu și mai mult decât atât știu când să spună nu, când să pună limite pentru că ei să-și protejeze sănătatea corporală și psihologică. Da, e ciudat că se întâmplă lucrul ăsta. Părăsind un pic planul foarte serios, era o glumă, Gașpar, care circula încă de dinainte de 1989. Erau bancurile acelea cu Alinuța. Mă rog, scuzat să-mi fie numele, l-am ales pentru că așa era bancul, dar spunem X, da? Când mămica o ia de mână și spune, acum ai făcut 18 ani, a venit momentul să vorbim despre sex. Și ea îi spune, bine mamă, ce vrei să afli? Deci, noi ne raportam la această glumă, dar întotdeauna am pitit așa pe sub preș subiectul. Din punctul tău de vedere, avem vreo șansă să ne salvăm? Salvat cu ghilimele de rigoare, pentru că nu este o barcă în derivă totuși societatea românească, dar tinde să devină la un moment dat. Avem vreo șansă ca oamenii să înțeleagă acest aspect și să-și educe copiii într-un spirit care să fie de folos societății la un moment dat? Pentru că e suficient să dăm drumul la televizor și vedem câte cazuri de pedofili, de obsedați, de oameni perverși, de capcane pe care internetul le propune sau le propune minorilor. Există o speranță din punctul vostru de vedere a celor care dați o mână serioasă de ajutor fenomenului să se dezvolte? Există o șansă ca societatea noastră să iasă un pic din evul mediu și să intrăm totuși în... ne cantonăm așa în anul 2020-2021? Eu sau noi, psihologii, vrem să credem că da, pentru că dacă n-ar mai fi speranță, probabil că nu am mai găsit motivația necesară pentru a ne face activitatea. Și cred că cel mai bine putem defini speranța prin educație. Cred că ceea ce ne poate salva, ceea ce ne poate ajuta să ne deschidem mințile și inima, să evoluăm, să mergem puțin mai departe, este accesul la informație. Doar că, sigur, e nevoie de o informație corectă, o informație potrivită, o informație cât mai bine susținută știință. Și vreau să cred, mai mult decât atât, cunosc în România foarte mulți părinți care sunt dispuși să învețe înainte de toate ei ce înseamnă educația sexuală pentru a putea să-și susțină copiii, pentru că nu le putem face celor mici o educație sexuală corespunzătoare sau adolescenților dacă adulților le lipsesc informațiile necesare. Așa că da, cred că există, doar că e nevoie de mult mai multă educație pe tot ceea ce înseamnă sănătate sexuală. Concluzia e clară, avem nevoie de Brave Talk. Hai să ne raportăm puțin și la ce înseamnă Epic Talk, pentru că după seria de conferințe cu același nume a venit și momentul lansării acestui prim podcast, marca Pagina de Psihologie. Din păcate, pandemia nu ne lasă să ne întâlnim în formula obișnuită în cadrul conferințelor Epic Talk și avem acum acest podcast. Cum funcționează? Despre ce e vorba? Ce se întâmplă acolo? Ne propunem cu ajutorul acestui podcast să ducem mai departe Revoluția Relațională în România, acel proiect pe care noi îl implementăm din 2014 și într-adevăr pentru că de regulă în octombrie ne întâlneam pentru a vorbi despre relații, în anul acesta nu mai e posibil, așa că am zis să ne adaptăm, să ne flexibilizăm și să inițiem o conversație națională despre relații, exact așa cum era de altfel și conferința. Podcastul apare odată la două săptămâni și în fiecare ediție abordăm câte un subiect de interes pentru toți românii din punctul meu de vedere. În prima ediție am avut o invitată pe Melania Medeleanu, alături de care am vorbit despre provocările rolului de părinte și de asemenea despre cât de important e să oferim o mână de ajutor comunității din care facem parte atunci când comunitatea se confruntă cu diferite experiențe negative, așa cum e această pandemie. Partea foarte bună la podcast, spre deosebire de conferință,
e că podcastul cumva creează o intimitate. Conferința ne dădea un alt fel de energie, pentru că era un vibe absolut minunat când se adunau în jur de 700-800 de persoane. Însă de data asta podcastul ne ajută să ne întâlnim un pic altfel, cu propriile gânduri, cu propriile sentimente, și cred că avem foarte multe de învățat și din cadrul podcastului Epic Talk, pentru că ne ridică o serie de semne de întrebare și ne ajută să înțelegem un pic mai ușor care e sensul existenței noastre pe această planetă. Și din punctul meu de vedere, sensul existenței noastre este acela de a ne sprijini unii pe alții, de a învăța unii de la alții, de a fi alături unii de alții atunci când ne este foarte, foarte greu. Iar săptămâna aceasta apare cel de-al doilea episod din podcast, apare vineri. Și vom vorbi cu Răzvan Pascu despre ce rol au călătoriile în viața noastră, despre cum putem gestiona frustrarea reprezentată de faptul că anul ăsta n-am mai reușit să călătorim așa cum am făcut-o până acum, și dacă totuși o facem, cum anume ne putem proteja. Deci relația omului cu călătoriile va fi subiectul următorului episod din podcast. Iată câte lucruri interesante până la urmă naște și această pandemie, niște subiecte și niște discuții absolut fabuloase despre teme pe care poate le-am fi tratat cu mai puțină atenție într-o perioadă normală, când eram angrenați în cu totul și cu totul alte probleme. Acum am picat un pic pe gânduri, iar faptul că anumite sectoare au de suferit, raportându-mă aici la invitatul tău, Răzvan Pascu, iată că poate naște un subiect care merge și care are alte valențe, nu doar cele clasice de a merge și a privi un muzeu sau a admira un oraș sau altul. Sunt lucruri care se dezvoltă în interiorul nostru, iar pierderile acestea, pentru unii incomensurabile, trebuie să-și găsească practic și explicație și rezolvare în momentul de față prin aceste proiecte. Raportându-mă la tine și la activitatea ta, ce urmează? Te-a inspirat această perioadă să scrii ceva legat de comportamentul nostru, așa pe termen scurt, Gașpar, dacă ne poți da din casă, să spunem așa, ce urmează în activitatea ta profesională să se întâmple? Urmează să lansăm un curs online de mindfulness care a fost construit exact în perioada stării de urgență și la care după aceea am lucrat destul de mult pentru a-i da o formă cât mai corespunzătoare. Și evident că în arhitectura acestui curs, în obiectivele acestui curs, am pornit de fiecare dată de la experiențele mele și experiențele clienților mei, de la cum anume putem accepta anxietatea într-o perioadă în care ne e atât de greu, cum anume putem dezamorsa stresul într-o perioadă în care totul se află într-o continuă schimbare, pentru că cred foarte mult în faptul că nu putem fugi de această pandemie, nu putem fugi de această perioadă dificilă, însă cred că ne putem adapta în așa fel încât să ne găsim resursele și în momentul în care vor găsi oamenii de știință vaccinul sau antidotul, să ne dăm seama că am crescut și am reușit să facem niște schimbări din punct de vedere psihologic. Așa că ceea ce voi face în continuare e să lansăm împreună cu colegii mei de la pagina de psihologie acest curs online, cel mai probabil în noiembrie, care se vrea fi un instrument accesibil tuturor pentru a trece cu bine de toată această perioadă atât de complicată și de plină de disconfort și de anxietăți. Unde pot găsi oamenii detalii despre tot ce am vorbit noi astăzi și, evident, unde pot asculta, respectiv vedea programul video de psihoeducație despre care am vorbit, Brave Talk și Epic Talk? Brave Talk este disponibil pe pagina de YouTube a paginii de psihologie, este un proiect care apare exclusiv pe YouTube, iar episoadele din podcast, din Epic Talk, sunt disponibile atât pe site-ul nostru, cât și pe platformele de podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor FM. Da, toate informațiile sunt disponibile pe site, pe platforma pagina de psihologie.ro. Gașpar Gheorghi, mulțumim foarte mult, întotdeauna o plăcere să te avem în Bună Dimineața București. Sper, așa cum spun de fiecare dată, că ne vom și revedea în carne și oase, dar mulțumită acestor tehnologii, iată că putem ține legătura și ne putem vedea. E bine chiar și așa. Îți mulțumim pentru toate informațiile, baftă în continuare, succes! Mulțumim, săptămână bună! O săptămână bună și să auzim numai și numai de bine!